crezul. Am ajuns la ultimul articol legat de persoana Domnului Isus Hristos. Și s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit. Studiem crezul împreună pentru că am plecat de la următoarea premiză. Teologia ta determină trăirea ta și trăirea ta determină destinul tău. Lucrurile sunt legate, convingerile pe care ți le dezvolți, înțelegerea adevărurilor despre lume și viață, teologia ta, adevărul despre Dumnezeu și despre ființa umană, îți vor determina comportamentul. Și apoi acest comportament al tău, în ascultare de Dumnezeu, îți va determina destinul. Așa că, astăzi suntem la Înălțarea, Revenirea și Judecata de apoi. Iată cele trei doctrine, scurte doctrine, pe care le vom prezenta astăzi. Haideți să le luăm pe rând, înălțarea. Și s-a la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui. După înviere, Isus a rămas pe Pământ încă 40 de zile. Și apoi i-a condus pe ucenici în Betania, i-a binecuvântat și s-a înalțat la cer. De ce? Adică, de ce a fost nevoie de această manifestare, de acest moment teatral într-o oară care, într-o care măsură? De ce? Nu putea Isus să-i salute și să dispară? De ce manifestarea aceasta fizică, publică, în care Isus se înalță și merge spre ceruri, ucenicii se uită la El cum se înalță? De ce? Care este relevanța înălțării Domnului? Și mai ales, de ce este inclus chiar în crez? Înălțarea este inclusă în crez. De ce mențiunea? Trebuie să aibă un înțeles. De ce n-a dispărut Iisus pur și simplu? L-am fi crezut. N-am fi avut nicio problemă că El șade la dreapta Tatălui. De ce manifestarea aceasta fizică în fața ochilor fizice ai ucenicilor Iisus, se înalță și merge la cer. Ce a vrut să transmită Dumnezeu prin înălțarea lui Iisus Hristos, punând acest element în planul lui de mântuire? Două lucruri foarte importante. Unu, Iisus a vrut să transmită ucenicilor că s-a dus într-un loc anume. Iisus s-a dus undeva, într-un loc stabilit în universul spațiu-timp. Pur și simplu, Iisus a mers undeva. El nu a trecut într-un soi de existență eterică. O să vedem mai în detaliu, peste câteva săptămâni, natura noului trup, când vom vorbi despre doctrina învierii morților. Isus s-a dus într-un loc anume și a vrut ca ucenicii să-L vadă că El merge spre acel loc. Acum, la înălțare, le demonstra ucenicilor ce le spuse cu vreo lună jumate în urmă. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus, eu mă duc să vă pregătesc un loc, iar dacă mă voi duce și vă voi pregăti un loc, voi veni din nou și vă voi lua cu mine pentru că acolo unde sunt eu să fiți și voi. Fiecare gest, fiecare act făcut de Isus are o însemnătate. El nu le face la întâmplare. Odată, cu o lună jumate în urmă, le spune eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și ca să întărească aceste cuvinte, ca să le pună amintirea aceasta foarte clar acolo în mintea lor, Iisus se înalță vizibil înaintea ochilor lor. Înălțarea lui Iisus la cer, deci, are ca scop să ne învețe că cerul există ca un loc anume într-un univers al spațiului și timpului. Al doilea motiv al înălțării a fost Isus a fost așezat la dreapta lui Dumnezeu. Înălțarea ne spune că Isus a fost așezat la dreapta lui Dumnezeu. Adică, adică a primit gloria, onoarea și autoritatea pe care nu le a le în calitate de Dumnezeu om pe pământ. În alte cuvinte, găsim această afirmație în foarte multe texte din Scriptură și nu avem vreme să intrăm în ele. Dar Ioan, faptele apostolilor, Filipeni, Timotei, Evrei, Apocalipsa, ne vorbesc despre faptul că Iisus a fost așezat la dreapta lui Dumnezeu, adică a primit gloria, onoarea și autoritate. Dar de ce? Pentru că această primire specială, această așezare la dreapta lui Dumnezeu reprezintă unul semnul că lucrarea de răscumpărare înfăptuită de Hristos a fost încheiată cu succes. Era un soi de Dumnezeu validează ce a făcut Hristos. Jertfa, ispășirea făcută de El, învierea Lui, tot ce a făcut sus, viața Lui trăită pe pământ. Răscumpărarea de care ne face nouă parte este validată, este corectă. Lucrarea a fost împlinită, șez la dreapta mea, în această poziție de autoritate. Îl recunoaște Dumnezeu Tatăl, îl recunoaște pe Dumnezeu Fiul, că, că lucrarea de răscumpărare făcută de către El este validă. Apoi, în al doilea rând, indicația faptului că a primit autoritate peste Univers. Găsim asta în Efeseni, capitolul 1, în 1 Petru, capitolul 3. Punându-l la dreapta lui Dumnezeu, ni se spune sau ni se transmite că a primit autoritate peste Univers. El este la dreapta Tatălui. Pe tron lângă el, la dreapta lui. El are autoritate, are poziția cea mai înaltă. El are autoritate. Și trei. Ne vorbește înălțarea lui poziția aceasta la dreapta lui Dumnezeu despre autoritatea de a revărsa Duhul Sfânt peste Biserică. Fapte 2 cu 33. El fiind acolo unde este, ajungând în locul acela, după cum spusese, Duhul Sfânt putea fi trimis, Mângătorul putea veni, are autoritatea de a revărsa Duhul Sfânt peste biserică. Iată motivul pentru care înălțarea lui Isus Hristos la cer apare în crez și este atât de bine descrisă și manifestată în Scripturi. N-a fost o plecare pe furiș, ci a fost vizibilă, fizică, ca nu cumva să uităm că este un loc unde Isus merge, pe care îl pregătește pentru noi. Și asta ne conduce la implicațiile înălțării. Care sunt implicațiile înălțării? Semnificația doctrinară. Păi odată prefigurează înălțarea noastră viitoare la cer împreună cu El. Așa ne spune și Pavel în să Salonicen 4 cu 17. Apoi, noi cei vii care vom fi rămas, vom fi smulși împreună cu ei în nori ca să-L întâlnim pe Domnul în văzduh. Vom imita și noi înălțarea Lui. Și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Faptul că Iisus a înălțat, El este întotdeauna exemplul nostru. El este primul din toate. El s-a înălțat la cer, prefigurează înălțarea noastră viitoare apoi ne asigură că locuința noastră finală va fi în cer, împreună cu El. Și apoi putem împărtăși în prezent parte din autoritatea Lui Hristos asupra Universului. El ne-a înviat împreună cu Hristos, zice Pavel în Efesem 2 cu și ne-a așezat împreună cu El în locurile cerești, în Hristos Iisus. Păi stea, că noi suntem încă pe pământ, așa este. Dar deja am căpătat un soi de autoritate parțială asupra Universului. Autoritatea de a lupta împotriva duhurilor răutății, care sunt în locurile cerești, de exemplu. În FSN 6, 2 Corinteni 10, 1 Corinteni 6 și așa mai departe. Deci, implicațiile înălțării sunt cât se poate de practice. Prefigurează înălțarea noastră viitoare, ne asigură că locuința noastră va fi în cer, că ne înălțăm și mergem și noi acolo și putem împărtăși în prezent parte din autoritatea lui Hristos. Iată, în esență, rostul și rolul doctrinei înălțării. Revenirea. Și iarăși va să vină cu slavă. Când vorbim de revenirea Domnului Iisus Hristos, te încearcă, sau pe mulți încearcă sentimente amestecate. Și încearcă să explice această revenire în fel și chip. De-a lungul istoriei s-au conturat câteva doctrine ciudate, neadevărate legate de revenirea Domnului Isus, pentru că multora li se pare că această revenire este cumva aberantă, adică cum să vină pe nor, ce să facă. Și atunci încearcă o explicație de felul următor. Unii spun că venirea Domnului Isus Hristos, revenirea Domnului Isus Hristos, a însemnat sau a fost odată cu venirea Duhului Sfânt. Când Duhul Sfânt a fost turnat peste biserică, de fapt Isus a venit manifestându-se ca Duh Sfânt, a venit peste biserică, aceea a fost revenirea, nu mai trebuie să așteptăm alta. Și unii teologi susțin asta. Alții vorbesc despre revenirea Domnului Isus ca fiind convertirea personală. Adică în momentul în care tu îl primești pe Isus Hristos, el a revenit. De unde? El a revenit în tine, locuiește în tine și revenirea lui a avut loc deja. n are rost să așteptăm una masivă și publică. Alții spun, convertirea lumii este un soi de revenire a lui Isus, un soi de revenire progresivă. Adică pe măsură ce tot mai mulți oameni cred în Hristos, pe măsură ce credința se înmulțește și convertirea lumii este din ce în ce mai masivă, înseamnă că Hristos este din ce în ce mai prezent pe pământ. El revine progresiv până când va fi cu totul aici, când toată, tot pământul, toată lumea va fi convertită. Alții, alți teologi încearcă o altă teorie. Moartea înseamnă revenirea la în Isus. Adică, în momentul în care tu mor fizic, de fapt, înseamnă că Isus revine și te întâlnește. Și... O grămadă de teorii, de susțineri teologice cu scriptura în brațe, dar sunt atât de departe de adevărul scris. Sunt așa, întortocheate. Nu sunt directe, nu sunt clare. E bine, când este să vorbim despre revenire, într-un mod cât se poate de concis, despre a doua venire a lui Isus, sunt trei adevăruri majore pe care Scriptura le folosește, le exprimă, le afirmă și sunt de netegăduit. Și aceste trei adevăruri clare sunt următoarele și atât ar trebui să știm. 1. Întoarcerea lui Isus va fi neașteptată, personală, vizibilă și în trup. Și textele din Matei, Ioan, Fapte, Tesalonicene, Evrei, Iacov, Petru, Ioan, Apocalipsa, toate ne vorbesc despre o revenire a lui Isus neașteptată, personală, vizibilă și în trup. Isus în Matei 24, spune următoarele cuvinte ucenicilor. Așadar, dacă vă vor spune, iată este în pustie, să nu vă duceți. Sau, iată-le în să nu credeți. Căci așa cum iese fulgerul de la răsărit și se vede până la apus, tot așa va fi la venirea omul, fiului omului. Atunci, câteva versete mai jos, toate semințele pământului se vor jeli și îl vor vedea pe fiul omului venind pe norii cerului cu putere și mare slavă. Isus o spune cu gura lui. Cum putem inventa altceva? În mod clar, Isus Hristos se va întoarce în mod fizic public, spontan și triumfător, fără nici o confuzie. Ba mai mult, dacă trebuie să ți se argumenteze că Mesia a venit pe undeva, atunci cu siguranță n-a venit, n-a revenit. Pentru că atunci când el va reveni, tot pământul îl va vedea. Va fi ca fulgerul de la răsărit la pus. Al doilea adevăr, fiecare credincios trebuie să aștepte cu nerăbdare întoarcerea lui Isus, pregătindu-se pentru ea. Când vorbim de revenire, acest al doilea adevăr este din nou cât se poate declara în Scriptură. Ioan își încheie Apocalipsa în felul acesta. Amin, vino Doamne Isuse. te așteptăm, vino. Tit, Filipeni, Corinteni, toți ne vorbesc despre, această, despre faptul că fiecare din trebuie să se aștepte sau să aștepte cu nerăbdare întoarcerea lui Isus, pregătindu-se pentru ea. Pentru că măsura în care îți dorești sau aștepți întoarcerea lui Isus reprezintă măsura condiției tale spirituale. Vegheați, deci, pentru că nu știți în ce zi vine Domnul vostru zice Iisus în Matei 24. De aceea fiți pregătiți și voi, pentru că Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Fiecare credincios trebuie să aștepte și să se pregătească pentru întoarcerea lui Iisus. Și al treilea mare adevăr. Nu știm și nici nu putem ști data exactă când va avea loc revenirea. Scriptura iarăși este cât se poate declara. Iisus spune tot în Matei 24 despre ziua aceea, și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din ceruri, nici fiul, ci numai tatăl. Și o astfel de precizare are menirea de a pune capăt oricăror speculații despre calendarul evenimentului. Și Doamne câte speculații sunt în jurul nostru și câți vorbitori renumiți ne... încearcă să ne lămurească cum stau lucrurile toți cei care susțin că au aflat ziua specifică când se va întoarce Isus, greșesc și nu merită să fie crezuți. Preocuparea după calculul revenirii a devenit obsedantă și aberantă. Calcule delirante și speculative nu fac altceva decât să discrediteze Sfânta Scriptură și să genereze sindromul ciobănașului mincinos, extrem de nociv, în înfiripării credinței. Dacă venim cu tot felul de propuneri și cu lucruri pe care le mediatizăm, așa va fi și nu se întâmplă, oamenii își pierd credibilitatea. Scriptura își pierde credibilitatea pentru că cunoscătorii ei au dat-o bară. Până la urmă, revenirea lui Hristos nu este o ghicitoare care trebuie rezolvată, nici un cod care trebuie descifrat, ci o zi pentru care trebuie să te pregătești. Așa trebuie înțeleasă revenirea. Nu este un cod pe care trebuie să-l spargem. Dumnezeu nici măcar nu așteaptă așa ceva. Bun, dar atunci putem întreba. Dar atunci, de ce mai întâlnim în Biblie date și indicii legate de viitor? Dacă oricum calendarul revenirii este ascuns de noi. De ce ni se mai dau acele semne, acele indicii, dacă oricum nu știm exact după ce ne le mai dă? Uitați-vă câteva răspunsuri. În primul rând, indiciile profetice au menirea de a ne spori încrederea în Dumnezeu. Și de obicei, aceste indicii profetice capătă sens retrospectiv. Și asta ne învață că Dumnezeu ține frâierile istoriei în mâinile sale. El știe ce face, totul este calculat în mintea Lui. Pentru că stai și te uiți, ai auzit care sunt semnele a auzit indiciile profetice și te uiți în numă și vezi, s-a împlinit și Uite, și asta s-a împlinit. Și asta s-a împlinit. Deci Dumnezeu are dreptate, e de încredere. Uite-te cum s-au aliniat toate exact cum a zis. Așa că indiciile profetice au menirea de a ne spori încrederea în Dumnezeu. Mai ales privind retrospectiv. Și prin ele Dumnezeu ne transmite încredeți-vă în mine. Chiar și atunci când ești în confuzie, eu știu ce fac și nu fac nimic la întâmplare. Un al doilea răspuns de ce avem indicii profetice și totuși nu putem calcula data revenirii. Ziua revenirii este ascunsă și pentru că în momentul acela nu se va mai da șansa ca cineva să se mai poată răzgândi. Și atunci, tocmai de aceea, alegerea lui Isus trebuie făcută liber. În cunoștință de cauză, El vine, dar nemanipulată de iminența zilei. Adică, dacă vine mâine, Astăzi mă pregătesc și mă pun în ordine. Trăiesc cum vreau, astăzi mă pregătesc, mâine vine. Este o decizie de alegerile lui Iisus manipulată. Și atunci, ziua revenirii este ascunsă ca să putem să-L alegem pe Iisus în cunoștință de cauză. Da, El vine, ne-a spus-o clar că vine, dar nemanipulată de iminența zilei de mâine. Îl alegem pentru că îl iubim. Pentru că în momentul când vine ziua aceea, nu te mai poți răzgândi. Acum aș vrea și eu. Este prea târziu. Și al treilea motiv, ziua revenirii este ascunsă pentru beneficiul nostru. Stimulează vegherea și pregătirea. Dacă am ști exact data și ora când va veni, tendința noastră umană, ispita de care am avea parte, va fi să ne amânăm întoarcerea la el. Am spune, o, atunci vine. Mai am vreme să trăiesc după pornirile mele? Mă voi întoarce mai încolo la Dumnezeu? Vom fi ispitit să le nevim în umblarea credinței și să nu ne dedicăm activităților de lungă durată? Exact ca examenul de bacalaureat, de exemplu. Nimeni nu începe să învețe din clasa nouă. Mă gândesc. Peste patru ani mai am vreme să învăț, pentru că știm când urmează dar dacă nu știi când urmează, când urmează testarea, te pregătești în fiecare zi. Iată câteva motive deci pentru care ni se dau tot felul de indicii legate de viitor, fără să fim capabili, fără să ni se dea și data și ora exactă. Bun, dar atunci o întrebare practică este, ar putea veni Isus în orice moment? Oare ar putea veni în orice moment atunci? Întrebarea este validă și cât se poate de serioasă. Un au pus-o Domnului Iisus. S-a așezat pe Muntele Măslinilor, Matei 24, iar ucenicii au venit la el de o parte și l-au întrebat. Spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și al sfârșitului viacului? Iisus răspunzând le-a zis, vedeți să nu vă ducă în rătăcire cineva. Și apoi urmează să le dea o serie de semne. E bine, analizând aceste categorii de semne, avem la îndemână doar trei soluții posibile. Ne putem poziționa față de aceste indicii doar în trei feluri. O poziție posibilă este următoarea. Isus nu poate veni în orice moment pentru că semnele nu au fost împlinite încă. E bine, această poziție minimalizează seriozitatea cuvintelor Domnului Isus, prin care El ne averzează vegheați. Vegheați și pregătiți-vă. A, dar nu poate veni încă. Că nu s-au împlinit toate. Pare să că această poziție merge chiar împotriva scopului indicilor profetice, indicilor legate de viitor. O a doua soluție sau poziție poate fi următoarea. Isus poate veni în orice moment pentru că toate semnele au fost împlinite deja. Dar ne uităm în jurul nostru și spunem, stai puțin, sunt destule semne care par să nu fi fost împlinite. Cum pot să cred că au fost împlinite când eu văd că nu au fost împlinite? Și sigur că adepții acestei poziții Caută să identifice toate semnele ca fiind împlinite deja în evenimentele istorice din secolul I. Numai cu toate acestea, unele semne categoric nu par să fie avut loc încă. Și atunci vine soluția a treia, poziția a treia, care le împacă pe cele două și care creează o tensiune foarte sănătoasă în noi în fiecare. O tensiune activă. Isus poate veni în orice moment. Pentru că, deși improbabil, e posibil ca semnele să se fi împlinit deja. Și această poziție este mai convenabilă pentru că ia în serios atât scopul dezvăluirii indiciilor, a semnelor, cât și misterul datei revenirii. Nu știu exact când vine, e posibil să se fi împlinit, dar improbabil, parcă nu-i clar că s-au împlinit. Și te ține într-o tensiune sănătoasă. Pentru că, până la urmă, rolul semnelor escatologice nu este satisfacerea curiozității, ci motivarea la veghere și pregătire. Și semnele revenirii prezentate de Isus în Matei 24 sunt șase la număr. Haideți să aplicăm poziția aceasta a treia. Deși improbabil, e posibil la fiecare dintre ele să vedem cum funcționează. Între semnele revenirii, prima este vestirea Evangheliei la toate popoarele. S-a vestit Evanghelia la toate popoarele? Probabil că nu, din moment ce știm că există triburi care încă nu au auzit-o. Încă se mai descoperă triburi în jungla amazoniană. Deci, probabil că n-a ajuns Evanghelia la toate popoarele. Deși improbabil ca Evanghelia să fie ajuns, culmea că Pavel afirmă în Coloseni 1 cu 21 la 23, Face o afirmație interesantă și el spune fără să vă bateți de la nădejdea Evangheliei pe care ați auzit-o, care a fost propovăduită oricărei făpturi de sub cer. Cum? Observați? Deși vestirea Evangheliei a ajuns în întreaga lume în sens reprezentativ, vestirea Evangheliei nu a ajuns neapărat la fiecare trib. Existem la fiecare națiune sau neam. Și atunci... Cea mai sănătoasă poziție este, deși improbabil, ca Evanghelia să se fie vestit, să se fie vestit pe toată planeta, Deși improbabil, e posibil ca acest semn să se fie împlinit deja, dacă îl ascultăm pe Pavel că a fost vestită oricărei făpturi de sub cer. Și te ține într-o tensiune sănătoasă. Mai s-ar putea să se fie împlinit mai bine să veghez și să mă pregătesc. A doua categorie de semne are de face cu cazul cel mare. Veți auzi de războaie și veți de războaie. Vedeți să nu vă ne liniștiți, căci acestea trebuie să se întâmple. Le avem pe lângă noi? Le avem. Dar încă nu va fi sfârșitul. Un neam se va ridica împotriva altuia, neam și o împărăție împotriva alte împărății. Și vor fi foamete, și suntem avertizați că va veni foametea, molime și cu tremure în diverse locuri. Dar toate acestea vor fi doar începutul durerilor nașterii. Atunci vă vor da să fiți chinuiți, vă vor ucide și veți fi urâți de toate neamurile din cauza numelui meu. Și mulți identifică acest necaz cel mare cu anumite evenimente în care, în timpul cărora suferințele au fost uriașe. Și le identifică istoric și spun, asta s-a împlinit la sediul Ierusalimului, persecuțiile lui Nero, lui Domitian, epoca comunistă și găsesc tot felul de paralele în trecut și spune, cazul cel mare a venit deja, a avut loc. Am fost chinuiți, uciși, urâți de toate neamurile, dar dacă ne uităm și ne gândim bine, nu pare să se fi împlinit necazul acesta cel mare, pentru că pare să aibă o dimensiune mult mai planetară decât locală pe aici, pe acolo. Și atunci, poziția sănătoasă este, deși improbabil, e posibil ca și acest semn să se fi împlinit deja. A treia categorie de semne sunt cristoșii și mincinoși. Vedeți, să nu vă ducă în rătăcire cineva, zice Iisus în Matei 24, căci vor veni mulți în numele meu zicând, eu sunt Hristosul și vor duce în rătăcire pe mulți. Ei bine, începând din secolul al XVIII-lea, am numărat personal 40 de Cristoși autodeclarați oficial. Îi puteți căuta și îi veți găsi pe toți 40. Din secolul XVIII, 40 de persoane s-au declarat ca fiind Hristos și au fost destui care au umblat după ei. Îl găsiți acum pe Inri Cristo în Brazilia care este autodeclarat Hristos, trăiește pe o proprietate înconjurată cu sârmă ghimpată, împreună cu 12 ucenici, trei bărbați și 9 femei, predică pe YouTube și are followers și așa mai departe. Deși improbabil, e posibil ca și acest semn să se fi împlinit deja. 4. Arătarea omului fără de regii. De-a lungul istoriei s-au făcut încercări de a identifica omul fără de lege între figurile istorice care au adus nenorocire. Nero, Domitian, Hitler, Stalin, continuați cu oamenii aceștia. Însă aceste identificări par a fi totuși exagerate, pentru că omul fără de legi pare a fi mai universal în putere. Și în plus, omul fără de legi, anticristul va fi nimicit la venirea lui Isus. Și ăștia toți au murit deja și nu Iisus n-a revenit încă. Și atunci, deși improbabil, e posibil că și acest semn să se fi împlinit deja și te ține într-o tensiune sănătoasă. A cincea categorie de semne, semne astronomice neobișnuite. Continuă sus, soarele se va întuneca, luna nu-și mai da lumina, stelele vor cădea din cer și puterile cerurilor vor fi clătinate. Acestea sunt clar cele mai evidente semne care nu au avut loc. Deși, cum apare luna roșie, sângerie, vuiește mass media și internetul despre e clar că acum e sfârșitul. Ei bine, semnele aceste astronomice pomenite de Isus par a fi foarte evidente și foarte violente, dar mai mult, ele chiar dacă nu au avut loc încă, ar putea avea loc pe parcursul a câtorva, a câtorva minute. Pentru că sunt corelate direct cu apariția imediată a lui Hristos pe norii cerului. Când Hristos apare pe norii cerului, semnele acestea astronomice vor izbucni și vor fi văzute. S-ar putea să aibă loc doar în câteva minute, corelate direct cu revenirea lui Isus pe norii cerului. Și atunci, deși improbabil, e posibil ca aceste semne să fie avut loc, dacă mergem pe varianta una sau pe cealaltă. Ideea este că ne ține într-o tensiune sănătoasă. Și șase, mântuirea lui Israel. În Roman capitolul 9, 10 și 11, Pavel pare să vorbească despre o strângere masivă a poporului evreu care îl va accepta pe Iisus ca Mesia. Totuși, spre surprinderea noastră, în Roman 11, Pavel se dă pe sine dovadă a acestei strângeri. Ca și cum această strângere a început deja acum 2000 de ani. Și atunci, deși improbabil, poate fi posibil că și acest semn să se fi împlinit deja mântuirea lui Israel. Și în felul acesta, practic improbabil, dar posibil, creează o tensiune activă, sănătoasă pentru noi. Dar Iisus și încheie indiciile legate de viitor în felul acesta care este cât se poate de revelator cum era în zilele dinainte de potop, zice Isus Matei 24, când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat noi în corabie și n-au știut nimic, până când a venit potopul și a luat pe toți, tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Și sunt interesante cuvintele lui Isus, pentru că ne învață următorul lucru. Lipsa oricăror semne este cel mai bun semn pentru iminența revenirii. Lipsa oricăror semne este cel mai bun semn pentru iminența revenirii. Abordarea aceasta de tip improbabil, dar posibil, susține o anticipare responsabilă a reîntoarcerii Domnului Iisus și o smerenie sănătoasă privind capacitățile noastre de înțelegere a acestor planuri divine. Și ceea ce este și mai interesant este că această abordare, improbabil, dar posibil, noi o practicăm în fiecare zi. Și atunci n-ar trebui să fie așa de greu de înțeles abordarea aceasta, improbabil, dar posibil. De exemplu, centura de siguranță la mașină. Deși improbabil ca un accident să aibă loc, este totuși posibil ca acesta să aibă loc și atunci îmi pun centura. Luați. Alt exemplu, asigurarea casco, de exemplu. Deși improbabil ca un accident să aibă loc, este totuși posibil ca acesta să aibă loc și atunci, eventual, să faci asigurare, dacă vrei. Și atunci, revenirea se poate strânge, doctrina revenirii se poate strânge în următoarea frază. Iisus Hristos se va întoarce în mod fizic, public, spontan și triumfător. Dar care sunt implicațiile revenirii? Implicația este una singură și cât se poate de practică și am repetat-o deja de foarte multe ori. Fiecare credincios este responsabil de propria ei condiție spirituală. Acesta este aplicația practică a revenirii. Iisus va reveni fizic, public, spontan și triumfător. Așa că ești responsabil de pregătirea ta. Vegheați dar că nu știți ziua nici ceasul în care va veni fiul omului. Judecata de apoi. Să judece Iisus va reveni să înălța la cer și -a de dea dreapta Tatălui. Va reveni ca să, vinde, să judece vii și morții. Scriptura afirmă frecvent că va fi o judecată finală. Pavel spune grecilor că Dumnezeu poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască pentru că a rânduit o zi în care va judeca lumea după dreptate prin omul pe care l-a rânduit pentru aceasta. Judecata de apoi se definește ca fiind actul prin care atât iubirea cât și dreptatea lui Dumnezeu vor fi realizate în mod desăvârșit. Și Pavel, în 2 Tesaloniceni 1, de la versetul 6, face această afirmație cât se poate declar și o și argumentează. Căci este drept din partea lui Dumnezeu să-i răsplătească cu necaz pe cei ce vă necăjesc. Iar voi celor ce sunteți în să vă dea odihnă împreună cu noi la descoperirea Domnului Isus din cer cu îngerii puterii Lui într-o flacără de foc când El va aduce pedeapsă asupra celor ce nu-L cunosc pe Dumnezeu și asupra celor ce nu ascultă de Evanghelia Domnului nostru Isus Hristos. Ei vor primi drept pedeapsă o nimicire veșnică departe de fața Domnului și de slava tăriei Lui în ziua aceea când El va veni să fie proslăvit printre Sfinții Săi și privit cu uimire printre toți cei ce au crezut. Judecata finală este reală și va avea loc. Care este natura acestei judecăți finale? Foarte pe scurt. Scriptura ne învață că necredincioșii vor fi judecați. Și am citit textul din 2 Tesalonice în capitolul 1. Toți cei care refuză ispășirea făcută de Isus pentru păcatele lor, toți cei care întorc spatele, toți cei care nu cred în El, vor fi judecați. Doi, credincioșii vor fi judecați, nu doar necredincioșii. Și credincioșii vor fi judecați. Căci toți, spune Pavel în 2 Corinteni 5 cu trebuie să ne înfățișăm înaintea tronului de judecată a lui Hristos, pentru ca fiecare să-și plămească răsplata potrivit cu ceea ce a făcut în timp ce era în trup. Fie bine, fie rău. Judecata credincioșilor va fi de evaluare și conferire a diferitelor măsuri de răsplată. Trei îngerii vor fi judecați, ne mai învață Scriptura, Petru și Iuda menționează că îngerii răzvrătiți au fost aruncați în adâncuri întunecoase ca să fie, citez, păstrați pentru judecată. Apoi, judecătorul va fi Domnul Isus, ni se mai spune în Scriptura, fapte 10 cu 42, El ne-a poruncit să predicăm poporului și să depunem mărturie că El, Isus este Cel desemnat de Dumnezeu ca judecător al celor vii și al celor morți. Și apoi, credincioșii vor contribui la judecata lumii. Nu știți că sfinții vor judeca lumea? Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? Foarte pe scurt, judecata, uh, doctrina judecății de apoi. Dar care sunt implicațiile ei? Bun, ok, va fi o judecată și cu ce mă ajută pe mine astăzi să știu asta? Teologia ta determină trăirea ta. Trăirea ta determină destinul tău. Și atunci, care sunt implicațiile judecății de apoi? Uitați-vă repede câteva implicații. 1. Satisface nevoia după dreptate. Existența unei judecăți finale ne asigură că Dumnezeu ține o socoteală exactă, împarte o judecată pe deplin dreaptă și nimeni nu-i va putea contesta hotărârile. Noi știm și vedem că lumea aceasta este nedreaptă și are nevoie de îndreptare vedem nedreptățile ce ni se fac și nedreptățile ce se fac la adresa altora. Și știm clar că ceva nu-i bine și noi legea morală urlă și ne spune și știm și așteptăm. Odată trebuie să se facă dreptate. Ideea judecății de apoi, doctrina judecății de apoi ne spune că ne satisface nevoia după dreptate. Doi, este o resursă pentru iertarea celor ce ne fac rău. Gândul judecății finale ar trebui să ne ferească de amărăciune și resentimente pentru nedreptățile suferite. Spunându-ți, Dumnezeu va judeca. El știe ce face. Am încredere că va veni vremea când va îndrepta lucrurile. Sau putem urma exemplul lui Isus, care, când era bagiocorit, nu răspundea cu bagiocuri. Când era chinuit, nu amenința. Când suferea nedreptăți până la urmă. El ce făcea? Se încredința celui care judecă drept. În momentul când era chinuit și bajocorit, nu răspundea, ci pur și simplu a lăsat totul în mâinile Domnului, tatălui său și a spus, ești drept, Doamne, uite-te ce mi se întâmplă, las lucrul ăsta în seama ta. Ar putea fi o resursă și pentru noi să facem la fel, când trecem prin nedreptăți. Doamne, Tu vezi ce mi se întâmplă? nu vreau să am amărăciune și resentimente. Eu cred că tu ți frâiele istoriei și vei îndrepta lucrurile. Trei, motivează la loialitate. Eu stau agățat de Isus și vreau să fiu loial. Judecata finală este o motivație la loialitate și la fapte bune. Nu ca mijloc de a câștiga iertarea păcatelor, de a câștiga mântuirea, ci ca mijloc de a câștiga o răsplată mai bună. Știind că vine o judecată finală când se face socoteala, ești motivat să-i stai aproape, să rămâi agățat de el. Oricine are de aceasta în el, zice Ioan, se curăță după cum el este curat. Te motivează la loialitate, ideea judecății de apoi. Și patru, o altă implicație, motivează la împlinirea mare trimiteri deciziile luate de om în această viață îi vor afecta destinul veșnic. Așa că ar fi bine ca inimile noastre să simtă și gurile noastre să rostească chemarea. Întoarceți-vă la Dumnezeu singurul care poate salva. Așa că într-o singură frază, doctrina judecății sau aplicarea implicațiile doctrinei judecății ar putea suna așa. Judecata finală nu poate fi oprită, dar îi se poate supraviețui. Cum? Crezând în El. Cum? Acceptând dispășirea de păcate pe care a făcut-o Hristos. Judecata finală nu poate fi oprită, dar îi se poate supraviețui. Și la încheiere, care e partea practică pentru mine acum? Și ce dacă s-a înălțat și va reveni ca să judece lumea? Încă n-a revenit. Încă nu-i judecata finală. Ce fac eu între timp? Ce fac între timp? Ce am de făcut între timp? Răspunsul la această întrebare este următorul. Ce ai de făcut între timp, de astăzi, până la revenirea lui și la judecata de apoi? Între timp, face-a fă făcut și Isus. Între timp, între învierea și înălțarea sa. Poate constitui un exemplu de urmat. Isus a înviat și n-a dispărut imediat. Isus a înviat și a petrecut între timp. A petrecut 40 de zile între înviere și plecarea lui, înălțarea lui. Ce a făcut în acele 40 de zile? Oare nu l-aș putea lua ca exemplu între învierea mea spirituală din morți, din păcat și revenirea lui Isus? care înseamnă și înălțarea mea, eu ce fac între învierea și înălțarea mea? Între timp poți să faci ce a făcut Isus. Unu, Isus s-a arătat. Timp de 40 de zile a încercat să rezolve îndoielile privitoare la învierea sa și să dea o direcție ucenicilor săi. Nu și-a declarat iubirea din ceruri, vă iubesc, ci și-a arătat-o pe pământ. A stat între oameni a încercat să le demonstreze că este viu și este acolo și este cu ei. Așa că și noi am putea să ne arătăm celor aflați în confuzie, ca să le dăm încredere și direcție. Ce -a mai putea face între timp ce a făcut Isus? Isus a dezvoltat relații de la frângerea pâinii în Emaus până la micul dejun de pe plaja Mării Galilei. Îl vedem pe Iisus făcându-și timp pentru relații cu ai săi. Nici odată n-a fost prea ocupat sau prea grăbit să se oprească în loc și să poartă de grijă alor lui. Iisus a dezvoltat relații și noi am putea să ne facem niște timp pentru a dezvolta niște relații semnificative, pentru a-i sluji pe cei de lângă noi. Așa, să luăm de exemplu. Ce a mai făcut Isus între timp? Isus i-a mângâiat pe cei zdrobiți. După ce a înviat, nu și-a arătat frustrarea că ucenicii n-au înțeles și n-au crezut și uite ce au făcut. Nu i-au înțeles planurile. Nu și-a manifestat frustrarea față de ei, și i-a mângâiat și i-a ridicat. A consolat femeia din Grădina Mormântului și a încurajat ucenicii înfricoșați, l-a reabilitat pe Petru față de sine și față de ceilalți ucenici. Între timp, am putea și noi să căutăm pe cei zdrobiți de eșecurile vieții, să le oferim o vorbă bună, un ajutor concret, de fapt să le oferim har. Pentru că Isus asta a făcut, a oferit har. Și între timp, ce mai putea face? Între timp, între învierea și înălțarea noastră, a mai putea să urmăm exemplul lui Isus, care a instruit și împuternicit. Înainte de înălțare și-a îndemnat ucenicii să meargă și să facă alți ucenici vestind Evanghelia Mântuirii. I-a învățat timp de 40 de zile și apoi le-a spus, mergeți, sunteți ambasadorii mei și noi am putea căuta oportunități să instruim pe oamenii de lângă noi și să-i trimitem, să împărtășim împreună cu ei vestea bună a mântuirii pentru cei pierduți. Ce avem noi de făcut între timp, între învierea noastră și înălțarea noastră, adică revenirea lui Isus, Am putea să luăm exemplul lui Isus. Și am putea pur și simplu să ne arătăm să dezvoltăm relații, să îi mângâiem pe cei zdrobiți, să îi instruim și să ne dăm zestrea spirituală mai departe, să îi împuternicim și pe ceilalți cu misiunea la care am fost chemați. Pentru că să nu uităm, Isus s-a suit la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărui împărăție nu va avea sfârșit.